Oameni de pe tot internetul, bine v-a regăsit, dragii mei, la un episod din Peștera lui Puf, pe mod pe cool Stone Block. Dragilor, am făcut o grămadă de din astea. Sunt 4 stack-uri aici de Infinity Catalyst-uri, pardon. Era să zic crystal-uri, dar catalyst-uri. 4 stack-uri, my friends. 4 motherfucking stack-uri. Cred că o să ne ajungă astea să facem o grămadă de chestii. Deși nu știu sigur, dacă stăm aici și dăm un at avariția și ne uităm așa un picuț, pentru asta ne trebuie o grămadă de lingăuri din astea. Și pentru un lingău din ăsta, practic, ne trebuie 8 catalisturi. Deci, da. Sunt curios să vedem câte lingăuri putem face. Ideea e în felul următor. Nu știu sigur eu dacă am pe aici pe undeva, rețetă pentru prostiuțele astea, adică Diamond Lattice și un Crystal Matrix. Dar de fapt, de ce caut acolo când pot să scriu aici direct? Matrix. Ba, uite că avem. Să facem oare 4 stack-uri și din astea? Hai să facem 4 stack-uri, why not? 64, 2, 3, 4. Start. Diamante ar trebui să avem, din astea ar trebui să avem, deci it's not something very, very hard to do. Până la urmă, dacă tot e până acolo. Și nu știu sigur dacă, dar există o oarecare posibilitate ca episodul ăsta să terminăm practic toate quest-urile. Că pe ăsta de aici, de exemplu, l-am făcut. Deci putem să-i dăm un claim. O să urmeze ăsta de aici. Practic trebuie să facem un ingot, care e easy peasy de făcut în momentul de față. După care se deblochează Infinity Armor. Cred că trebuie să facem toată armura. Și după aceea World Breaker, adică putem să facem pickaxe-ul. Și ca și alte chestii, păi mai avem solar chestiile astea care cred că le putem face. Cel puțin pe astea două sunt 100% sigur că le putem face, pe ăsta nu știu sigur. Aici suntem gata, la storage suntem gata și la Draconic Evolution trebuie să mai batem un Chaos Dragon. Da, e posibil să nu terminăm episodul ăsta. Ok, și aici mai trebuie să mai facem încă două quest-uri, practic Tome of Knowledge și Transmutation Table-ul. Well, până una alta, așteptăm să-i facă matrix-urile. Bun, am făcut toate nebunile și practic pentru un ingot din ăsta se pare că avem nevoie de neutroni care avem o tonă și din astea și din astea. Și pac, dacă îi dăm aici să le facem, bum, avem 10 ingături. Well, deci se pare că neutroni trebuie să iau mai mult. Well, pac, neutro. Bum. Cel mai mișto lucru, să sune telefonul în mijlocul filmării. În fine, ideea e că putem să mai facem câteva din astea. Pac, pac. Ia să vedem câte putem băga. Încă 13. Mamă, deci din 4 stack-uri de chestii din astea, am făcut 23 de lingouri. Shit, son. Și pentru sabia asta câte mi-a? Mi-a ceva. Da, ideea e că putem să facem. Boom. Holy shit, mai am încă 7 bucăți. Ai de pui mei. Nu contează, o luăm. Deci avem sabia. Boys and girls, we got the infinity sau whatever sword cu damage infinit. Sword of the cosmos, frate. Deci sabia cosmos. Bă, tăjine, bă. Bă, nu mai stă nimeni calmă. Bă, nimeni, mă. Bă, sunt cel adevărat. Și-a mai rămas cu încă 7 din alea. Ok, astea hai să le punem toate înapoi. Și stai că mai am încă mai am încă 2 aici. Pup. There we go. Same stuff. Cât ne ia pentru cască? Practic. Da, ne trebuie câteva și pentru cască și eu mai am numai 7. Nu cred că o să-mi ajungă. Pentru pickaxe. Și pickaxe-ul văd că ia câteva. That's nice. That's very, very, very nice. Bine, oricum, o să mai las afica încă o bucată bună de timp și toată treaba o să se meargă din nou foarte repede. Ideea e în felul următor. Aș putea să mai bag niște ceasuri din astea. Să mai bag în curând, poate chiar două rânduri de ceasuri din astea pe fiecare parte. Să mai pun, că în momentul de față încă rămân aici emeralde. Să mai pun, practic, încă două chesturi aici cu emeralde. Și încă un nebunie din ăsta de compacting drawer fix aici și cred că o să și fac treaba respectivă.
Și atunci o să intre mult mai repede emeraldele aici. Și așa se produc destul de repede nebunile astea. Da, păi... Dacă aș mai face treaba aia. Ia să vedem ce quest am mai făcut noi. Quest-ul cu... din aici, ăsta. Complete. Thank you very well. Și acum, aici practic trebuie să facem câte o bucățică din fiecare. Deci trebuie să ne facem tot setul de armură. Și după aceea pickaxe-ul. O să încerc să fac chestiile astea să producă mult mai repede și până ce produc astea mult mai repede, noi o să ne ocupăm un picuț de quest-urile astea de aici, de astea trei, care le mai avem. Sincer să fiu cu voi, sunt destul de mândru de sistemul ăsta. Deși avem un perete plin aici de ceasuri din astea și produc o tonă de lag, deci habar nu aveți. Nu produc lag la modul că se duc frame-urile pe plută sau chestii de genul ăsta, nu. Pur și simplu în momentul în care spargi un bloc aici, o să pice după vreo 2-3 secunde. Deci la genul ăla de lag mă refer. Dar chestia asta în momentul de față urcă super repede. Adică uitați-vă și voi cum merge toată nebunia asta. Pam, 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 pam. Deci e ceva de nedescris. Merge. Țuț, țiplă. Sunt pe aici, văd că nu știu, parcă nu reușesc să facă față chestiile astea, nu înțeleg din ce cauză. În mod normal ar trebui să transmită și aici, dar nu știu din ce cauză nu transmite. Nu pot să-mi dau seama, dar principalul e că funcționează și din punctul meu de vedere se mișcă destul de repede. Adică cât timp am stat pe aici și am mai făcut eu chestii, s-au mai strâns încă câteva Infinity Catalyst-uri de genul ăsta și problema e că, practic, cred că face lag în toată lumea asta. Mare bucată ce ți-ai luat tu. Oh, Jesus. Asta e pornit aici? Da, e pornit. Holy moly. Mă miram eu de ce am așa multe chestii din astea aici. Adică, uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi câte lucruri s-au produs. Hai să mai băgăm în asta niște prostii din astea, pentru că 100% o să avem nevoie de niște energie ca să mai facem chestii. Buhuhuhuhuan. Na, acum, până una alta, practic... Dacă trecem noi, ieșim de pe ăsta și intrăm pe, cum doamne zice la mod pe acolo, solar, cum îți ziceți eu, environmental, așa, dar practic nici până nu ne interesează așa de tare că avem solarele acolo, solar, ok, și avem solarul de tier 3, e bine, ca să facem solarul de tier 4, avem nevoie de Palladium Bricks, ia stai așa, treci tu acolo, solar de tier 4. Practic, cred că aș putea să craftez unul. Yep, avem toate nebunile necesare și putem să-l craftăm. O să dureze un picuț până ce se face, dar hello. Quest? There we go. Și acum dacă îl punem aici și scriem iarăși solar, ar trebui să putem să-l facem și pe ăla de tier 5. Uite aici, start. Da, uite, chiar ne lasă să-l craftăm, că avem toate nebunile necesare. Craft this mother father. Singura problemă e că nu avem ce ne trebuie pentru ăsta de tier 6. Come on. Quest? Hello? Ăla-i bă băiatule, iată, uite ce frumos. Pac! Și dacă dăm uite aici la power generation, practic putem să dăm claim la ăsta și, ups, putem să dăm claim și lui ăsta. E bine, acum ca să facem ăsta de tier 6, ne cam trebuie aethium și nu prea avem aethium, aia e singura problemă. Păi da, uite aici, nu avem încă aethium. Aethium ăsta se obține din Void Ore Miner de tier 5 sau de tier 6 și am o vagă presimțire că nu avem niciunul nici altul. Ce loot de cacao, fratele meu. Dacă ne ducem noi până în dimensiunea de minat, aici frumos, elegant. Da. Iată-ne aici. Astea cred că sunt de, dacă nu mă înșel, sunt chiar de tier 3, fratele meu. Ok, deci chiar sunt de tier 3, nici măcar nu sunt de tier 4 sau de astea de tier 2 și alea de tier 3. Deci trebuie să le rezolvăm pe asta, să le facem de tier 4. Respectiv, dar ce se întâmplă cu astea? Nu mai au loc? Erodium Crystal. Mă, e posibil să fie plin ăsta? Dar nu că au void upgrade-uri pe ale. 4000 ceva de bucăți, păi și de ce nu s-a dus?
atâta lag să fie pe server încât să se ducă astea foarte, foarte, foarte greu. Holy moly, nu-mi vine să cred, man. Voi vă dați seama cât lag producem cu... Bine că oricum putem să închidem mașinăria aia. Deci, practic... Haide, pui mei. Deci, practic, toată nebunia asta de aici, toată jucăria asta pe care avem aici cu foarte, foarte multe prostii din astea, putem să o închidem în momentul în care terminăm cu... Hai să le închidem pe astea deocamdată. Așa, there we go. Putem să o închidem în momentul în care terminăm cu avariția. Și, practic, din avariția nu trebuie să mai facem chiar așa de multe chestii, deci o să terminăm, zic eu, cât de curând. S-a mai produs? Trei bucăți de atunci doar. De atunci, da, pe dacă aș lăsa afeca câteva ore. Ai de pui, nici nu trebuie. Deci nici măcar nu trebuie în momentul de față să mai fac chestia cu ouăle de dragon. Nici nu mai e nevoie de chestia aia. Jesus. Păi, am zis eu că până ce se strâng toate nebunile astea de aici, adică o să avem nevoie de câteva până să reușim să facem cum îi zice chestia aia de tier 6 sau whatnot, ca să facem ăsta de aici. Da, ca să facem ăsta, nu ăsta, ăsta, ca să facem ăsta. Până să ajungem la nebunia aia, trebuie să se adune câteva prostii de genul ăsta aici, sau 102, posibil să-mi ajungă 102, dar nu știu 100%. Și, na, totuși am zis că până una alta, decât să stăm noi degeaba, am spart ăla din greșeală, ce ar fi să ne apucăm de... asta, adică să facem chestia următoare. Dacă ne ducem la Project T, să terminăm practic și astea două, adică Transmutation Table-ul și Tome of Knowledge-ul. E bine, ca să facem Transmutation Table-ul, avem nevoie de, adică practic itemele astea, astea le avem, astea iarăși putem să le facem rost de ele super ușor, astea le avem, astea le avem, astea le avem, astea le avem. Și trebuie să mai facem Gaia Spirit Ingot și HDP sheet-urile astea, care e destul de ușor de făcut, nu e mare scofală să le facem, dar trebuie să facem Gaia Spirit Ingot. Și ca să facem Gaia Spirit Ingot, well, o să avem nevoie de niște chestii. Și o să avem nevoie de un ritual. E bine, o să avem nevoie, nu știu sigur dacă de ritualul ăsta, sau e posibil să avem nevoie de ritualul ăsta. Deși nu cred neapărat. Dar o să avem nevoie de ăsta. Și pentru ăsta, the ritual of Gaia is a procedure often enacted by the elves, which is the only way to acquire Gaia spirits, which are essence of the power of the goddess of Gaia herself. This ritual requires an active beacon with some Gaia pylons read on, așa, one level above the beacon as the altar, as well as a single terastil ingot as a sacrifice. Boom. Și ca să facem pilonii aia, trebuie să facem practic mana pylons. Bun. Acum dacă dăm noi aici și căutăm mana, cred că cu Y, nu? Pylons, ăla, uite, bam. Putem să facem fără nicio problemă, dar trebuie prima dată și prima dată să facem nebunii din astea. Și pentru nebuniile aia trebuie să ne ducem înapoi în bază, băgăm și piciorul. D-I-A. Pac. Un diamant. Mergem frumușel. Uup. Și-l aruncăm aici, în prosiuța asta. Pleosc. Pic așa cu un picuț de lag pentru că, da? Și dacă venim aici frumușel și dăm pe ăsta și facem asta și facem un mana pylon și de aici îl punem, uite aici să-l învățăm. Și o să avem nevoie de 4, parcă nu? 3 și cu voi suntem 4. Și acum ăștia o să folosim să facem din ei Gaia pylons. Ok. Ăștia nu au, din păcate, văd că nu au, din păcate și din nefericire nu au EMC. Cam nasol. Cam la sol, dar asta e. Bun, și acum tot ce ne trebuie este un beacon, ceea ce cred că am pe aici undeva. B-E-A-C. Ce vorbești, bă, băiatule? Ce vorbești, bă, băiatule? Și ne trebuie emeralde gen vreo 9 bucățele. Uite așa. Punem porostiuța asta aici. Și, de fapt, stai că o să ne trebuiască cărticica. Bun. Ăsta le-am făcut.
Și acum îi dăm un visualize la nebunia asta. Uite așa. Și să o punem aici, practic, într-un drept cu jucăria asta. Ceva de genul, să zicem. Cred că ar fi ok. Bam, 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 bam. Hello, gaură. Bam, bam, bam. Ups. Și tu treci acolo. Și, practic, vrem emeraldele astea aici. Acum nu contează neapărat, poate să fie fier, poate să fie emeralde. Ideea e să fie beaconul activ. Aia ne interesează. Pup. Și dacă punem mai acolo, beaconul este activ. Și acum, uite aici, o să facem o chestie de... Frac. Deci, toate nebunirile alea de... toate nebunirile alea de clock-uri pe care le avem puse în overworld produc lag până și în dimensiunea asta de minat, voi vă dați seama, deci merge jocul ca o cizmă în momentul de față, which, well, it's not that bad. Practic merge jocul ca o cizmă numai când am despart blocuri și chestii de genul ăsta. Tadam, totul este funcțional. Și ce zicea în cărticică? Pac. Bun, avem chestia asta și acum. To start the ritual, click, simply shift right click on the beacon block with a terastil ingot. Take a step back and prepare to fight for your life. Ok. Deci, practic, o să trebuiască să mă bat pentru viața mea, cică. Terastil ingot. T-E-R-R-A. Ok, trebuie să ne dăm înapoi. As hard as you try, the beacon will not accept your sacrifice. Ce? You believe the ritual grounds might be improper. It might be a good idea to check the ops. Ok, deci cred că avem chestia aia în cale și atunci nu o să putem să-l facem aici. Deci, practic, trebuie să-l mutăm în momentul de față. Ai, ai, ai. Bun, păi ci că structura e complexă. Nu și acum... Shift click dreapta. Holy moly. Guardian of Gaia. Bă, dar de ce nu pot să zbor? What? Avem și muzică. Ia uzi tu numai ce muzică, bă, băiate. Și nu pot să ies din cercul ăsta, practic. Sper să nu explodeze ăla și să-mi dea una în barbă. Ok, și practic mă bat cu mine, să înțeleg. Sau? Hai că o dura mult să ne batem. Jesus Christ. A fost atât de easy. Holy schmoly. Ok, și avem 8 Spirit of Gaia, cu care putem să facem o grămadă de chestii, dar ceea ce vreau eu să fac sunt astea. Practic, Gaia Spirit Ingot, alea mă interesează pe mine. Și use. De fapt, de ce nu scriem aici Gaia Spirit Ingot, direct Gaia? Ok, there we go. Da, după cum mă și gândeam, nu putem să... God damn it, iarăși muzica asta, iarăși nebunia. Aaaa, noroc cu sabia asta, epică. Nu putem să le facem cu MC, ceea ce, well, it kind of sucks. Da-da-dam, dan-dan, da-da-dam, dam-dam, da-da-dam, dan-da-dan, dan-dan, da-da-dam, dam-dam, da-da-dam. Din cauza lagului, practic, nu putem să ne, să ne batem chiar așa cum am vrea cu el, aparent. Epic Shadow Grab. What is this, though? Din Immersive Engineering, Hot Shift, Chemical Thrower, Railgun. Ok, deci n-are legătură cu ceea ce ne ocupăm noi în momentul de față. Bun, păi eu o să mai bat cu câțiva gușteri din astea ca să pot să-mi fac destule Gaia Spirituri din astea, că oricum e foarte easy de bătut odată ce am sabia asta, deci like one shot. Uite, ca să nu ziceți că sunt un om rău, am luat și ideea voastră din comentarii și am pus încă un piedestal practic pe chestia asta ca să meargă lucrurile mult mai repede. Cineva a zis să pun toate astea pe mijloc aici, dar... nu o să mă ajute cu mare lucru. Din ce cauză? Nebunirile astea nu produc în momentul de față atâta de repede încât distribuie prosiuțele astea, emeraldele. Și atunci, după cum putem să vedem și în
chestia asta, nu se duc atât de repede încât am vrea noi să se ducă în jucăriile astea și să ajungă în nebunia asta. Totuși, din punctul meu de vedere, merge destul de ok. Adică dacă o să las AFK aici o perioadă bună de timp, o să am materialele și resursele necesare pentru a face tot ceea ce îmi propun eu să fac. Dar acum, dacă dăm un picuț pe ăsta, putem vedea că ne putem face casca. Infinity Helmet, my friend. Pam, pam, pam. Dude. Dacă îmi dau asta jos, mai pot să zbor? Da. Ho, ho, ho. Look at me now. Look at me now. Yeah. I'm getting paper. Jesus. Băi, hai că arată foarte mișto. Deci arată super, super, super mișto nebunia asta. Un lucru la care mă gândesc eu e să îmi reconstruiesc skin-ul. Deja e destul de învechit și sincer să fiu cu voi, aș cam renunța la pălărie. Pentru că de fiecare dată când încerc să port o chestie de genul cum sunt ochelarii ăștia sau cum e clopul ăsta pe care l-am momentul de față în cap, tot timpul intervine pălăria și mi se bagă peste astea alte nebunii. Aș putea să încerc să îmi fac un skin ceva asemănător cu vestimentația și cu lucrurile pe care le au băieții în serialul Peaky Blinders. Parcă ar arăta mișto și poate cu ceva păr în loc de băștile alea care le-au ei sau habar n-am. Mă bate așa un gând. M-am gândit cum să fac eu să mai produc un picuț de zgomot pe aici și asta a fost cea mai bună idee pe care am avut-o. Practic ce facem aici, dacă vreau să transform asta în asta, o să am nevoie de HDPE chestii din astea. Și ca să pot să fac chestiile astea, ai nevoie de un întreg mecanism din mecanism și trebuie să fie configurat destul de binișor și așa mai departe. Practic ce se întâmplă aici? Cred că vi l-am mai arătat odată și cred că am mai făcut toată prostiuța asta. Dar, per total, avem aici frumușel un electrolytic separator care separă oxigenul de hidrogen. Deci separă apa în oxigen și hidrogen. Așa, chimie simplă, basic, not something nu știu cât de nu știu ce. După care avem aici un pârcă care practic cu apă și cu hidrogen face din biofuel o chestiuță micuță și produce niște etanol, care mai jos în jucăria asta de aici din etilin, mă rog, cred că e etanol ăsta, nu 100% sigur. Aici avem un condensator care îl transformă din gaz practic în lichid. Și lichidul se duce mai departe în prosiuța asta împreună cu substrate-ul ăsta care se produce aici, după cum vedem. Și din liquid ethylene cu oxigen producem practic HDPE pellet-ul. Și HDPE pellet-ul ăsta, dacă îl luăm de aici și îl băgăm aici, momentan trebuie să facem treaba asta manual, pentru că dacă îi dau drumul la prosiuța asta de aici, nu știu din ce cauză, cade jocul, dă crash, habar nu am. Se face din prostia aia în HDPE sheet-urile astea, ceea ce e epic, epic, epic. Cabluri, ups, apă și alte chestii. Și un ceas din ăsta dacă avem nevoie să facem toată șmecheria să funcționeze mai rapid decât funcționează în momentul de față. Cred că ceasul ăla pot să-l activez, cred că și pe aici. Da, excelent, perfect. Perfect, am zis. Uite așa. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bine, mă, cine e ca noi? Și ăsta îl punem acolo, numai ca să nu mai avem un inventar. Și acum, dacă mergem noi aici frumușel înapoi, adică prima dată, hai să mergem până aici să vedem câte nebunii din astea s-au mai produs aici. Dude, deci toate ceasurile astea fac un lag. Oh, 44. Holy moly. Împreună cu astea alte 19 care mai am, aproape un stack. Blăniță. Și acum de câte am eu nevoie pentru... Ok, am nevoie de câteva. Ceea ce înseamnă că dacă venim aici și dăm un ar pe asta și așa, putem să mai facem numai una. Din ce că... nu mai aveam... Jesus Christ. Ce-mi trebuie pentru asta? Că am și uitat. Matrix. M-A-T-R-X. Boom. 4 stack-uri din nou. Dă-le să se facă. Și practic aici putem să scriem din nou avariția. Ăla-i. Oh, Jesus. Doamne, câte nebunii ne trebuie pentru niște chestii simple, dude. Simple.
Literalmente, dragii mei, avem tot ce ne trebuie pentru a face Transmutation tabletul ăsta. Pac. Boom. And we got another quest, baby. Și am putea să punem astea aici și astea. Ca să mai scăpăm, să mai facem. Oh, ce frumos e sunetul ăla. Dumnezeule, Doamne. Oh, și avem aici. Astea sunt legate între ele, like what? Really? Deci orice transmutation table de pe aici e legat împreună cu... O întrebare pentru voi, care mai jucați și mai știți modat. Cum reușesc să fac, de exemplu, dacă aș vrea să bag practic emeralde, în loc să le bag în chestiuța asta, cum aș reuși să fac să le bag într-un transmutation tablet? Sau într-un transmutation table? Că practic dacă eu schimb ăsta de aici, al sparg și pun un transmutation table, nu cred că intră în el emeralde. Sau intră? Ia să iau eu ăsta de aici. Îl spargem. Ok, luăm astea înapoi și punem un transmutation table aici să vedem. Îs tare curios. Dar nu cred că intră. Step assist-ul ăsta. Nope, nu pot să pun. Nu pot să pun pe marginea lui o chestie de genul ăsta. Deci dacă voi știți cumva, știu că există la, cum îi zice, în Stoneblock 2 parcă, există ceva chestie care o lipești de, practic de, cum îi zice, de un transmutation tablet sau table sau whatever, table, că nu tabletul e fix ciuci. Așa. Bun, și acum facem asta. There we go. Cum a dispărut alea intrată. Știu că există un bloc pe care dacă lipești transmutation table-ul ăsta, practic îți transferă tot EMC-ul dintr-o parte în table sau whatever, nu știu exact, dar nu știu cum să fac în modul ăsta, în mod pack-ul ăsta, în Stoneblock 1, că mă bâlbui deja. Dacă știți voi și aveți vreo idee cum aș putea să introduc chestii în prosiuța asta ca să le ardă în așa fel încât să cum aș putea să fac să bag practic iteme care să le ardă aici și să le transforme în EMC, da, în așa fel încât să le transforme în EMC, asta vreau să zic. Jesus, but poof, hello, it's 10 o'clock in the night. English pe la gură. Dacă știți voi vreo idee cum aș putea să fac să transfer, spre exemplu, ouă de aici, să zicem, ouăle astea de dragon, să le transfer de acolo în transmutation table ăsta și să le ardă, să le transforme în EMC, v-aș fi recunoscător dacă știți voi treaba asta, cum se face. Și acum, dacă mergem la quest-uri și nu ce la Project T, practic am terminat ăsta, claim, done, și mai avem de făcut Tome of Knowledge. Și Tome of Knowledge-ul ăla se face cu un Chaotic Core, un Ender Pearl, sau nu, Endest Pearl și un Transmutation Tablet. Ceea ce nu o să fie chiar așa de greu, după ce reușim să ne facem toată armura din avariția și mergem să batem Chaos Dragon-ul. Dar asta, dragii mei, cel mai probabil într-un viitor episod. Până atunci, v-am țucat, aveți grijă de voi și ne vedem pe data viitoare. Ciao, les!